Primarul comunei Bosanci, Miron Neculai, a declarat că momentan în comună se lucrează la pavajele pietonale. Motivul principal pentru care se lucrează la acest proiect este reducerea accidentelor. Totodată, în intersecția de la punctul veterinar se va amplasa un sens giratoriu. Lucrăm intens la pavajul pietonal, întrucât există un grad ridicat de un risc ridicat de accidente. Lucrăm intens la proiectul acesta cu pavajul pietonal pe strada Alexandru cel Bun. În același timp vă informăm că la intersecția de la punctul veterinar deja este în proiectare un sens giratoriu și vom merge cu pavaj pietonal și înspre clădirea unde se adună oastea Domnului, apoi mergem către Biserica Pentecostală Betel, tot cu pavaj pietonal și se vor amenaja cele două parcări, atât la comunitatea oastea Domnului, cât și la comunitatea pentecostală.